Ceea ce este puțin dezamăgitor, aș putea spune. Așa cum v-am zis, cei de la Samsung mi-au oferit un Samsung Note 10 Plus. Da, a apărut acum vreo 3-4 luni, într-adevăr, dar hai să vedem dacă merită să-l oferim cadou de Crăciun. Ăsta va fi strict un unboxing, pentru că telefonul este foarte complex, are extraordinar de multe chestii de văzut la el, așa că va fi un unboxing clasic pe care îl fac eu la un telefon și vom vedea în general după aceea ce mai poate face. Vom face și niște comparații cu un iPhone 11 Pro Max, să vedem care sunt diferențele și vedem ce se mai întâmplă. Bun, am în fața mea un Samsung Note 10 Plus de 256 de GB. Este culoarea Aura Black. Note 10 Plus are niște culori absolut incredibile, dar Aura Black mi se pare puțin mai masculină, mi se pare puțin mai pentru mine, așa. În telefonul ăsta știu că am greșit la un moment dat, am zis de un alt telefon care are tehnologie de detectare a amprentei ultrasonică, da, aia nu era ultrasonică, în schimb aici avem detectare ultrasonică, avem S Pen-ul, celebrul S Pen, care aparent de la Note 10 are niște funcții absolut incredibile, acum nu știu. Și are Air Actions, avem niște gesturi băgate în S Pen-ul ăla. Nu știu exact cum este. N-am avut Samsung. De fapt, nu cred că am avut niciodată un Samsung. Chiar niciodată. Gen telefon personal. Că am mai avut aici Samsung. Oh, deci, asta este o chestie care nu-mi place, da? Adică, nu avem același feeling de unboxing ca la Apple. Scuze, dar chiar nu avem, adică. Pe aici, pe acolo. Bun, și suntem întâmpinați! Ne lovește în față ca o mare cărămidă aruncată prin școala generală când aruncai după oameni cu... Nu știu cine a făcut asta, dar mă rog. Bun, avem dita mai telefonul, avem un telefon absolut imens. Ok, o să lăsăm momentan deoparte. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Deci avem un încărcător pe care scrie super fast charging, avem aici USB Type-C, era clar. Aici mai avem o cutiuță și mi-a scăpat o chestie. Ce este asta? Na, crescut la țară, adică na, nu am văzut așa ceva până acum. Astea sunt două vârfuri în plus, probabil, zic eu că sunt în plus puse aici pentru a schimba vârful la S Pen-ul ăla, dacă se tocește sau se roade sau ceva. Ok, un adaptor. Avem un adaptor de la un USB simplu la un USB Type-C pe care îl putem băga în telefon și putem conecta chestii USB la telefon, cum ar fi un stick, o tastatură, un mouse. Ok, aici avem. Am găsit. Ok, interesant. Mă rog, că asta, experiența asta de packaging nu prea mi-a plăcut, că încep să-mi cadă chestii de prin pachetele, adică nu-i tocmai ok, nu. Aici clar că am să compar cu Apple-ul, da? Unde nu am avut nicio experiență de genul ăsta, adică ați văzut, aveți clipul, dacă nu l-ați văzut, l-aveți aici în comentarii. În comentarii. L-aveți aici în card. Da? Îl aveți aici în card. Dar, interesant este că înăuntru, pe lângă adaptorul ăla de la USB, avem și un adaptor de la micro USB la USB Type-C. Dacă avem un încărcător mai vechi, probabil, sau ceva, putem să-l încărcăm, dacă nu ne mai găsim încărcătorul. E fain, dar cine ar purta așa ceva la el? Dar interesant că totuși îți oferă backward compatibility, adică poți să conectezi chestii mai vechi, o tehnologie mai veche la telefonul ăsta nou. Și aici avem căștile EKG, care sunt in-ear, aparent, sunt cu cauciuc, avem un cablu textil. Exact despre asta spuneam. Încep să-mi cadă chestii de prin pachet. Asta nu mă dau în vânt, dar aici avem mai multe mărimi pentru urechi diferite. Da, asta era cuvântul. Avem mai multe mărimi. Ok, și cam asta este în cutie. Și când vedem așa ceva la Apple? Adică, nu știu, poate sunt puțin hater că fac comparația asta, poate puțin cam absurdă, dar... Ok, trecem peste toate astea, pentru că până la urmă device-ul contează. Aici avem toate camerele pe spate, avem cea de 12 megapixel cu optical image stabilization, avem camera ultra wide și camera de 12 megapixel și avem și camera frontală și tehnologia ecranului este de O Infinity. Ideea este că cei de la Samsung au mai multe tipologii de ecran, au V, au U, NO Infinity Display. Ăsta este de tip O pentru că are un punch hole, are o singură găurică aici în mijloc, ca și Samsungurile S. Ok, hai să dezlipim și asta de pe spate. Da, din nou, toate device-urile astea sunt magnet de amprente. Bun, pe spate scris mare Samsung, avem scrisul ăsta aici jos pe care Apple l-a făcut cât mai subtil pe noile iPhone-uri, aici este destul de proeminent.
Da, se observă destul de mult, destul de tare și destul de bine scrisul ăsta pe spate, dar nu cred că asta ar fi o problemă. Avem foarte multe folii de genul ăsta care acoperă fiecare margine a telefonului. Gata, am scos-o și pe asta. Am impresia, sau cel puțin pare că ar avea... Dar nu, nu, se vede doar foarte bine, se văd foarte bine marginile ecranului și am avut impresia că avem folie de sticlă pusă, dar nu. În partea de sus avem, aici probabil este un microfon, aici avem un slot care nu știu exact ce este, apoi avem slotul pentru cardul de memorie, cred, sau pe... Apropo de card de memorie, n-am văzut de-aia de scos cartela. Și aparent nu primim unealtă tool de ăla de scos SIM-ul sau cardul de memorie, ceea ce este puțin dezamăgitor, aș putea spune. Pe partea avem, aici cred că sunt butoanele de volum, pe partea stângă a telefonului butoanele de volum și butonul de power sau Bixby. Cred că este butonul de Bixby mai degrabă, sau nu, este butonul de power? Pe partea dreaptă nu avem absolut niciun buton. În partea de jos avem un speaker și avem S Pen-ul, pe care o să-l scot chiar acum să-l vedem puțin. Asta este S Pen-ul, are vârf pus, deci celelalte două vârfuri pe care le-am primit sunt de rezervă, perfect, mie îmi sună super bine treaba asta, că avem vârfuri de rezervă. Păi este ușor de scos, asta îmi place, că e super ușor de scos. Jos mai avem încă un microfon, aici mai avem încă niște amprente, ba nu, totuși are o folie. Deci vine cu o folie pusă pe deasupra, m-am înșelat. Nu, într-adevăr, avem folie pusă pe deasupra. Ok, am ajuns la partea de protejarea telefonului, de securitate și avem recunoaștere facială, amprente digitale și restul clasice, model, cod PIN, etc. Hai să vedem recunoaștere facială, pentru că eu sunt destul de curios, tot folosesc recunoaștere facială în permanență și în absolut orice environment, în absolut orice condiții, telefonul mi-mi recunoaște fața pe iPhone 11 Pro Max. Deci aparent telefonul are nevoie de creșterea luminosității ecranului în cazul în care se află într-un spațiu întunecat ca să-ți recunoască fața. Deci nu este genul ăla de recunoaștere facială. Se poate vedea aici în partea de sus, se poate vedea acel punch hole, acea mică găurică în ecran, de la asta vine O Infinity Display. Avem acea gaură în ecran. Ok, este un ecran absolut frumos, chiar este frumos. Se pot vedea iconițele puțin blurate. Wow! Deci nu mă așteptam la asta, să vezi iconițe blurate. Bun, trecând peste, hai să vedem cum funcționează recunoașterea facială. Ok, s-a deblocat, am avut un mic delay la deblocare. Ok, destul de încet ușor. iPhone-ul a fost puțin mai rapid. Încă o dată. iPhone-ul mai rapid. Mult mai rapid iPhone-ul acum. Dar nici n-am pretenții la recunoaștere facială, pentru că nu este metoda lor cea mai bună de deblocare. În schimb, avem amprenta aia sonică pe care vreau să o testez imediat. Deci ne-a apărut în mijlocul ecranului, ne-a apărut locul unde ar trebui să punem amprenta și hai să punem degetul. Și am adăugat o amprentă. Asta mi se pare un lucru super fan pe care nu-l înțeleg de ce Apple nu l-a băgat, Always On Display, și faptul că putem vedea pe ecran niște date, niște informații și nu este nevoie să deblochezi ecranul, și asta îmi lipsește la telefonul meu, asta. Și despre asta vă vorbeam, avem, cred că se vede, folosește foarte puțin de luminozitate ca să afișeze, tot ce se află pe ecran, pentru că așa mi se pare și corect, ca să nu consume foarte mult din baterie, chiar dacă avem un ecran OLED, care teoretic este Organic LED Display, adică pixelii care nu sunt folosiți, care sunt întunecați, sunt de fapt negri complet, sunt stinși complet. Bun, și avem amprenta, hai să vedem cum funcționează. Nici o potrivire. Ok. Nu-i chiar tocmai cel mai rapid. Nici o potrivire iar. Nici o potrivire iar. Nici o potrivire. Și s-a deblocat într-un final. Ideea este că dacă pui degetul pe ecran în locul unde ar trebui să fie detectorul de amprentă, fără că el să fie neapărat deblocat sau aprins, nicio potrivire. S-a deblocat. Să mai șterg eu puțin degetul, poate problema e la degetul meu. Ok, s-a deblocat, dar până într-adevăr îl deblochează, durează puțin cam mult. Hai să vedem următoarele două chestii care mă interesează pe mine și probabil vă interesează și pe voi. Să vedem exact cum face o poză. Vai, dar ce dezastru e pe aici.
Ok, în cameră avem foarte, foarte multe opțiuni. Avem alimente, noapte, panoramă, pro, focalizare live, foto, video, video focalizare live, mișcare super lentă cu încetinitorul, film accelerat, film acceler și tot așa, foarte multe moduri. Hai să încercăm asta de focalizare live. Decent, decent aș putea spune. Aș încerca totuși să văd. Ia să vedem cu partea asta mai wide, mai ultra wide. Pun cutia aia în spate de la Note. Conturul l-a făcut destul de bine, surprinzător de bine aș putea spune. Cred că aici avem o competiție directă, da, și ultra wide. E chiar sunt curios, diferență față de ultra wide-ul de la iPhone. E fix același lucru, doar că îmi plac mai mult culorile de la... Deci cam ăsta este ultra wide-ul de la ambele și putem observa că iPhone-ul este mai luminos puțin, mai ecranul parcă avem alte culori la iPhone și parcă este și puțin mai wide, sau mi se pare mie. Foarte, foarte aproape oricum. Avem video focalizare live, este ceva ce eu o să vreau să testez. Avem și pe camera frontală, ia să vedem. Destul de interesant. Are un delay foarte mare aș putea spune. Hai să vedem, facem un test cu video focalizare live. Dacă poate imita un vlog unde se repede, pentru că asta e destul de interesant. Bun, acum fac un test pentru un video cu focalizare live. Am în spatele meu bradul și din câte văd aici, mi-apare puțin blurat. E super interesant toată treaba asta. Bine, acum am background negru, nu se vede foarte mult, dar chiar sunt curios dacă cât de bine îmi scoate... Parcă puțin la păr are ceva probleme, în rest se descurcă destul de bine, chiar surprinzător de bine, îmi place, asta îmi place, ok, dar am un delay, deci într-adevăr am un delay față de ce fac eu până când apare imaginea acolo, dar înțeleg, pot să înțeleg asta pentru că într-adevăr procesează foarte mult ca să îmi ia mie conturul live și să îl blureze. Ia să văd, dacă pun mâna aici de exemplu, undeva pe aici, tinde să îmi blureze și mâna. Aici mâna mea deja e blurată, aici este cam în dreptul feței mele și mai în față o blurează puțin, dar nu o recunoaște. Foarte interesant, din punct de vedere al camerei, foarte interesant, sunt atât de multe moduri, atât de multe feluri în care poți folosi telefonul ăsta din punct de vedere al camerei, vai. Și acum, încă o chestie pe care vreau să o testez rapid, că deja v-am ținut extraordinar de mult, dar sper să merite review-ul ăsta. Deci avem sunet și din partea de sus, de aici, de la speaker, de la difuzor, și avem și din partea de jos. Acum mi-am dat seama de o chestie, mi se pare super interesant, pentru că noi nu avem difuzor în partea de sus sau unde este. Avem aici un punct, se observă un punctuleț, cred că acolo este difuzorul, dar totuși cum funcționează în momentul în care îl punem la ureche, pentru că eu nu vreau să se audă în exterior ceea ce vorbesc. Asta s-ar putea să fie ceva super interesant. Oricum, cum am făcut cu iPhone-ul, o să facem și cu Note 10 Plus. O lună după ce l-am folosit, să vedem exact ce avem de spus despre el. Ok, o să dau play acum la melodie, nu-i la maxim momentan, cam așa, hai zicem un 80% din volum, să dăm play. Ok, da, se aude bine. Hai să-l dăm la maxim. Ok, hai să... Acum o să dau play cam la aceeași bucată și pe telefonul meu. Asta este maximul pe iPhone. E foarte greu de zis, foarte, foarte greu de zis care e diferența între cele două, cel puțin din punct de vedere al sunetului. Ambele sunt niște device-uri incredibile, niște flagship-uri apărute în 2019, ceva mind-blowing, deci efectiv, sunt incredibile. Observ că totuși iPhone-ul are un ecran puțin mai călduț, așa, din punct de vedere al culorilor.
Ok, cam asta a fost unboxing-ul, un review foarte scurt și o comparație foarte scurtă ca să vedem exact cam ce am eu de zis, să văd cam care este impactul asupra mea device-ului ăsta nou, al unui Note 10 Plus și chiar n-am avut cum să nu fiu curios să-l compar în permanență cu Apple-ul și cu un iPhone 11 Pro Max. Bun, ne vedem în continuare cu videoclipuri super, super mișto, cu chestii noi, cu chestii, sau nu neapărat noi, dar interesante, pe care nu le-am văzut nici eu și probabil nici voi. Eu v-am pupat, nu uitați de un like, share, subscribe, voi sunteți cei mai tari, mă înclin, efectiv, mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc din sufletul meu. V-am pupat. Pa!